Bună ziua, sunt la baltă la pescuit la Cerbu. S-a prins aici, s-a prins doi carași pe malul celălalt, la Băbuță Mămăligă. Am făcut o musculiță, fiindcă timpul este chiar spre seară, 7:30, musculiță, să văd dacă prinde o broscuță. Și acum să încep o jucăria. Un fel de pipăit, la băț, așa frumos. Să văd dacă prind și eu broscuță. Hai că vedem, vorbim acasă, da? Ia că s-a repezit la ea. Vecinul mi-e întrage ceva. Ce mai? Toată la afară, vecinul. Vecinul, aveam în cârlei. Da? În bivănuț? Nu, broscuța. E. Eu am zis că nu se repede. Broască la muscă artificială. Vă recomandăm un stil foarte frumos și nou. Yeah. Uite, șeful în țepătureci. I-a scăpat în gură. Dar știți de ce? Să vă zic. Cârligul. Dacă am cârlig prost. Ia că. În țepă, domnule. Nu știa ce e cu ea. Să învățăm băieții ca să descurce natură. A venit una mai solidă. Pun o muscă artificială. Hai, sora. O fi înghițit-o, mă? Și-a și scuipat-o, nu mi-am dat seama. Sunt și astea inteligente, bă. Mama, asta a fost super inteligentă. Ia uite-o. Ia uite drill aici, frate, la cerbu. Ia ce să-ți bate asta, a venit toate broaștele aici. Dar ai ghițit-o? Da, e drill de drill am. Și ce mai este? Ce ai mâncat la restaurant? Ia uite-o. Frate, aici așa. Hop! Scoate-mi pe dracu din apă. Stai să zicea că ține firul. Ia uite că s-a făcut carbonul. Lui vecinul. Hai? O băgăm pe grătar pe asta? La supraviețuire asta era ok? Să zicem dacă rezistă firul la brăscă. Uite-mă, uite-mă drill-ul. Am pus asta să-l punem pe... Da, la ce? Să-l punem că am pus și... Ia să vedem, mă. Stai să... Ia uite, mă, frate, aici, mă. În direct și în exclusivitate, prima broască prinsă la muscă artificială. Uite, din copănelele alea două. Bă, stai mă, pe grătar, te jupuiești. Ia uite, bă, ce... Asta nu e de aia râioasă. Nu e, că nu e cu galben. Și e prinsă în colțul gurii. Nu e cu galben. Alea cu galben sunt râioase, nu? Mi se pare că da. Mamă, ce... Ce... mi-au salivat glandele, salivare. Pulpa, acum. Băgată la Ana. Deci din pulpele alea merg, nu? Uh-huh. Și e solidă, frate. Ia uite ce pulpă se are. Parcă e zebra. Face sport aici, în direct. Erai bună tu pe friptură, mamă, ce delicat ești. Alții plătesc bani grei să mănânce. Da. Și pe mel și pe d-astea. Și melci, da. Melci de-aia din grădină. De grădină mănâncă ăștia la mea din grădină. Am mâncat și eu, am făcut omletă, mă, are aromă de trandafir. Da, am făcut omletă din. Deci am... N-ați mâncat? Am mâncat alte... Am mâncat vărăm eu broaște astea pe la Constanța, da. Broaște și... Ia uite, bă, am vrut să pui piciorul pe aia. Dă drumul la cărli. Unde e sari? Te bă, câte picioare de lungi are. De acum să-i scoate cărliu. Vreau să pun piciorul pe aia. Și fuge, hai să te păcălesc repede, gata. E supapuc aici. Supapuc. Deci nu, trebuie un... Recomandat un... Un patent. Ia să... Ca să ia eu cărlegul ăsta. Dă-i drumul, fii. Scoatem și pe invers, ce-i? Limba asta, ce-i? Gata.
Hai, du-te. Nu sări în gălet, așa. Te mai liberă. Am o leacă de emoții. Puh! Dai să vedem. Următoarea... Păi nu, e prima proastă la muscă. Păi și ce ai făcut? Ia la drum. Eu nu iau acasă. Trebuie să-i duc soacră-mea. Și mă reprofilez pe alt stil de pescuit. Păi știți că la Constanța era unul cu ciorapul de ăla de femeie plin de proști? Le prindea la munții și ducea la restaurant. Le arăta pe unul la televizor cum le tăia pulpile, le făcea acale și le vedea la știu. E un alt stil. Ia. Să-i învăț pe pescuit să prindem munții. Mai bagi frunza, bagi o muscă artificială. Hai să luăm altă. Uite pe asta că e mai grasă, mai verde. Și până la urmă e frumos stilul de pescuit, ai activitate dacă pești de-o trage. Ia fii atent de aici. Ce facem la asta? Ia. A sărit în apă după aia, mamă, e mai mișto decât cleanul sare. Serios? Ia, calo, am înțepat-o și pe asta. Uac, uac. Ia, gata, hai ești. Uite, mă. Le dau drumul la bibanii ăștia. Ia uite, dacă nu l-a ții eu. Da, îi luați? Pun și o broască, da, ok? Friptură garantată. Ia uite așa asta. Aia e a doua. Cuac, 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 stă de lungă. Tăi, fă că n-ai loc pe Zoom. Dar ce frumos ăsta, n-ai? Ia uite, făceam la copănele, 20 de copănele. Păi știi ce făceam? O tăiam în colo aia, o aruncam la somn și îi luam copănelii. Eu cred că sunt bine. Cum? Păi de ce să nu? Nu știu dacă asta... Dar nu trebuie jupuită? Apar n-am. Trebuie jupuită. Și rămâne pulpea. Am văzut eu la ăla. Le tăia, le jupuia pielea și le prăjei. Am să fac într-o zi să-i dau lui soacră-mea. Fără să știe. Le, o bag între carnea de pui. Dar ce știe ai carne? Că bună soacră-mea? Ai mai pomenit. După aia spui, ai mâncat pulpă de broască. Nu, dar nu-i zic că după aia face infart asta. Nu stă bine cu inima. Dai așa să te liberăm. Eu că ție drag aici la... Dar rămâne balta fără broaște. Îți place musca aia? Ca dracu, te-ai încurcat și în muscă. E musca aprinzătoare. De la flyersfishing.ro. Muscă cu verde, cârlig de 12. O oață verde pe cârlig și cu sclipici de firmă. Hai, trebuie să fac așa în felul următor. Hai că v-am prins mecheria. Când nu e atentă, pac cu piciorul pe aia. Trebuie să-i scoatem cărligul în gură. Deci m-a reprofilat de azi. Să-i scot asta din gură. Să-i scot cărligul din gură. Bă, dar rezistă firul ăsta de 16. De drum aici. Vecinul, n-ai unul de gorjor ceva? Hai, dă și mie ca să nu mai pui o mână pe aia. Că încerc să mai mă distrez. Oleac. Așa am mers. Deci nu. Mai mă distrez și oleac. Gata, frate. Hello. Ia uite, a intrat în șoldari. Hei, păi. Ești, păi, din șoldar acum. Doamne, ia să vezi cum e. Stă intrat asta în șoldari. Că mă țiu de gorjul aici. A, e rapidită să șoldar. Hup, băgă de gata. Mișcă cât ia poliția. Ia nu. Deci început e promițător. Fetele așteaptă să fie... să se sinucidă. Stai așa. Până stai aici. Până stai aici. Stai aici. Bă, și șoldar. Se mai mă joc puțin la broaște. Fac un fil cu pescuit broaștele la muscă artificială. Ați vedeți ce nu ce simplu? Ei, nu ai treabă. Pescuit garanta. Firmii ăștia îi păstrăm pentru mine, mai sunt câțiva tine. Îi ducem acolo. Ia mă să mă încerc să mă prind. Fiu, mai mă distrez cu una, am de gorjor acum. Mai prind în direct așa o... Ia vină, fă-te un coace, tu mai verzulia asta.
A, uite ce te uiți. Să vezi cum o abordăm pe asta. De... mamă, cât a sărit asta în sus. Ăstea-s bune ca în filmul ăla de concurs. Avem rume? Nu avem. Uite, ai că-ți dau rume de aici. Eu nu am mai. Fede. Noi prindem roaște. Ia-le pe toate. Ați prins ceva? Da. 4 bani. 4 bani? Bravo. Noi încercăm să prindem o broască. S-a agățat de colțul gurii. A, i-a dat drum. Nu, tu ești urâtă. Bine tu. Hai tu. Ia să-i iau amână aici. Lângă cocean. Să abordăm. A văzut musca, a? Uite ce a sărit pe muscă. Aici. Iau. Hai la pipăit. Hai. A simțit puțin că Livia de drum. Oh, alo, ce a ratat-o pe asta? Am alta aici. Uite-o. Oh, câte sunt. Grasele. Frumoasele. O, cred că trebuie. Bă, ia uite-l, bă, cum zboară la cer, bă! Că-l vă, vecinul, friptura, mă! Friptura vine din cer. 6 copane. Făceam 6 copane cu asta, nu? Da. Uite tot. Adevărăciuni. Uite cum e asta. Bă, că nu-i intri pe zoom aici. Grasul, ia, ia. Asta, da, chiar are pulpe. Uite, dar vezi, ea încearcă să scape de cârlii. Au, ce pulpe are asta. Adecvate. E bună metoda, nu? Dar ia bine cârligul. Cârlig de 12. Acum, dacă aveam un grătar, le ciupățam și nu făceam o friptură. Păi la supraviețuire, când nu mă avea vecinul, ce să facem? Te duc acasă, ce să mai... Atâtea imprudențe. Hoba! Da, și ia vino. Mă duce lui soacră mea, dacă-i duc lui soacră mea de astea, știi cum face, să ascunde. Știi ce ar fi mișto? Să le bagi în casă, înțelegi? Să le bagi în casă. Și după aia, ea să nu știe. Și după aia, astea noaptea să înceapă să cânte. Dai seama. Da, strângem. Să zică soamnă că... Băi, veniți repede cu acolo, e o broască în casă. Zic, păi, poate sunt filme la televizor, știi, că să mă aud la filme. Să chemăm pe cineva specializat. Cum să punem noi mâna pe așa ceva? Strângem vecine. Ăsta a fost ultimul film pe care vi l-am prezentat pe ziua de azi. De gorjor aici. Să aveți de gorjor la voi. Vedeți frumos. Și eliberăm broscuța. Așa. Hop, 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 hop. Cam asta a fost distracția pe ziua de azi. Cârligul ăsta nu mai poate fi folosit. L-aruncam să descurci ele cu ele, mai pun mâna pe așa ceva.
de gorjorul să-l spăl în apa. La lui vecinul, când e al meu. Gata, vecinul l-a spălat. L-a avucat de căcărligul. Deci acum vecinul ți-a demonstrat că musca prinde și broște. Cum să nu prinde? Nu am făcut filmarea când mi-a tras câinile la vogler atunci. Vedeai făcătură. Era nebunie. Câinile la vogler. Câinele la vobler. Și-a intrat și drill am avut, am fugit cu el. I-a rupt aia ancora, dacă nu era rudarul, nu făcea nimic. Am fugit de pe el că era scump vobler, 180.000. Da. Sănătate, numai bine. Cam asta a fost aventura pe la Cerbu. Poate că nu mai îmbătrânim nici noi pe la 95 de ani să mai venim pe aici. Pe aici, da. Poate ne o veni și nouă norocul, cum se aude pe aici. Că dacă n-ai noroc, frate, noi mulțumim, sănătate, numai bine.